Pe site-ul Ministerului Educației, absolvenții claselor a 8-a pot vedea deja listele cu candidații în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la fiecare școală. Acum, următorul pas îl reprezintă completarea opțiunilor în fișele de înscriere în clasa a 9-a, elevii fiind sfătuiți să completeze un număr cât mai mare de opțiuni ordonate cât mai realist. Într-adevăr, este un moment important în existența lor. Până pe data de 12 iulie, elevii, asistați de părinți sau de susținătorii legali ai acestora, trebuie să completeze cu maximă responsabilitate fișele de înscriere și sfatul nostru este să pună cât mai multe opțiuni pe această fișă de înscriere, astfel încât să nu ajungă în situația extrem de neplăcută de a rămâne neadmiși în această primă etapă în care ei au dreptul să participe la admiterea computerizată în învățământul liceal. Ei sunt consiliați de profesorul diriginte și de un reprezentant din Consiliul de Administrație al Unității Școlare. După completarea opțiunilor, în intervalul 9-13 iulie, fișele de înscriere vor fi validate pentru a fi eliminate eventualele greșeli apărute ca urmare a transcrierii mediilor din catalogele școlare pe fișa de opțiuni, a completării numelui candidatului sau scrierii neclare a codurilor liceelor. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar, este programată pe data de 19 iulie, iar din 21 până în 29 iulie vor putea fi depuse dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. Candidații rămași nerepartizați din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii vor fi repartizați în 28 iulie. Aceștia își vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie.